În conformitate cu dispozițiile articolului 39, alineatul 1, din legea numărul 215/1, a fost convocat pentru astăzi 25 ianuarie 2018 în ședința ordinară a Consiliului Local. Convocat prin dispoziția numărul 5 din 16 ianuarie 2018, acum altă numele de la. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezent că 9. Domnul Tătuș, stai, Ghinețe. Nu cred că ajunge. Domnul Bucran, a trebuit... Ce poate ajunge, președinte? Fiind prezenți majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Acum, având în vedere prevederea articolul 42 al aliniatul 5 din legea 215, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva abținerii, procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. Așa. La ședință participă, care de obicei, la ședință ordinară, domnul de la Exclusiv TV și doamna Gherasovescu, luminița, care are de prezentat un raport de specialitate. Mă rog pe domnul Cerbu, președinte, la ședință să preia conducerea lucrurilor. Da, mulțumesc pentru crederea aportată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democrației. Și să citim ordinii de zi. 2. Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea master planului actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, inițiator Victor Leaconu, primarul comunei, aveți comisiile reunite. 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cuantumului cotizației de membru Agenția pentru Dezvoltare Intercomunitară aferent anului 2018, inițiator Victor Leaconu, primarul comunei, aveți comisiile reunite. 3. Proiect de hotărâri privind întocmirea documentațiilor cadastrale pentru drumurile comunale, locale și vecinale, inclusiv atelierul ce va face obiectul amplasării stației de epurare pentru rețeaua de canalizare în Comuna Ardioan, județul Bacău. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, aveți comisiile reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordinea de zi. Nu. Intrăm în ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea master planului actualizat în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău. Doamna Anica Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Comisiile aprobă favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Am primit în data de 11 ianuarie 2018 o adresă de la Bacău, prin care ne comunică ca pentru începutul anului 2018, fiind de câteva modificări într-o anexă la master planul de la ADI Bacău, să o supunem spre adoptare Consiliului Local. Și în data ulterior, după data de 11, mai trimite o altă adresă, în 17-a, în care, la fel, ne comunică să supunem cu prioritate pe ordinea de zi, deoarece în luna februarie trebuie să aibă loc adunarea generală a acționarilor ADI Bacău pentru a supune acest master plan în discuții și să adopte diferite modificări. Dar o să vă spun după ce vă citesc adresa. Eu spun că revenim la adresa numărul 9 din 10-a-1-a-2018, prin care solicităm adoptarea în ședința Consiliului Local în anuarie 2018 a două proiecte de hotărâri și anume. Proiectul de hotărâri referitor la aprobarea master planului actualizat în sectorul de apă și apă uzată Bacău. Și al doilea este proiectul de hotărâri referitor la aprobarea cu acum cotizației de membru ADIVA Vreazda anului 2018. Acum, ca să vedeți practic despre ce este vorba. În urma unor discuții la nivelul OAT-urilor, știți că a fost am mai pus în discuții cu privire la canalizarea pentru raza comunii Ardioan.
Deci s-au făcut în master planul Adibului Bacău, s-au făcut niște tranșe în care și perioade în care să investească rețeaua de canalizare pe diferite comune. Ei, noi și alte comune nu am fost prins în graficul ăla lor în perioada 2014-2020. Și noi am fost prins după perioada 2022. 25. Da, în perioada aia de 2020-2025. Ei, acum au discutat cu cel care s-a ocupat de proiect și au început să facă modificări. Și au spus așa, de exemplu la Bunele Rele, de exemplu la Ardioane. Deci cum sunt la Ardioane, aglomerările fiind de peste 2000, deci localitatea Ardioane și Leontinești fiind de peste 2000 de locuitori, ne-a băgat în mai devreme. Deci a făcut modificare, de asta s-a aprobat acum modificări la anexa 1, deoarece sunt comunii care au devenit mai înainte, ca să determină stabilit din 2020-2025. Ei, și noi acum trebuie să adoptăm chestia asta ca să putem să fim prinși și noi până în 2020, noi deja noi trebuie să ne apucăm de rețeaua de canalizare. Numai că este un singur lucru care, da, probabil că ei o să stabilească și o să găsească, la sursa diferențare, noi apărăm la altă sursă. Înțelegeți? Sunt mai multe locuri, care, de exemplu, la sursa de finanțare. Deci nu suntem prin POIM, cum sunt altele. Probabil că acolo este vorba de un program de implementare. Și sursa de finanțare probabil o să vină la Uniunea Europeană, nu știu. Dar fiind de alte surse, probabil sau orice, nu știu, surse guvernamentale sau nu știu. Dar interesul este că suntem și noi prin și acum, în perioada asta, până în 2020, deci trebuie să se apuce de canalizare și perioada comună în Cardioane. Da. Deci avem prioritate, cum s-a spune, ca să fim prinși și noi. Mulțumesc, domnul secretar. Dacă doresc cineva să ia cu primarul la material și cele prezentate din domnul secretar. Da. Poți. Mă bucur foarte tare că auzi asemenea probleme. Practic, apa o avem de mulți ani de zile. Avem cam din 2005-2004, cam așa ceva, în jurul zi mare. 2006. Așa. Și era imperios necesar canalizarea. E, dacă o vin acum cu toate problemele și cu planul de așa, e o treabă extremă de bună. Mă bucur foarte tare. Am terminat. Da. Mulțumim, dacă mai doriți sau cineva să iei cuvântul. Supun la vot, dacă nu mai doriți nimeni să iei cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct din ordine de zi. Punctul 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cuantumului cotizației de membru Agenția pentru Dezvoltare Intercomunitară aferent anul 2018. Domnul Macadam Bogdan, președinte, o să prezinte altcineva probabil, președinte Comisiei Specializate privind avizul comisiilor reunite. Da. Comisia propune adoptarea forma prezentată de executiv, avizând colaborare. Da. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Aici, cum da. V-am explicat și la punctul anterior, deci e vorba de cotizație. Iar noi, de exemplu, ne dă pentru fiecare localitate în parte, de categoria localității, suma stabilită ca și cotizație în cadrul adunării generale Adic Bacău. Iar noi, de exemplu, cum suntem comunile fără investiții în infrastructură de apă și canalizare la momentul vorbirii, deci noi nu avem, apa o avem, dar este finalizată, este deja predată la CRAB, da? Nu este cazul, deci nu avem investiții la ora actuală. Iar canalizarea că nu se înceapă. Deci noi deocamdată suntem la comune fără investiții în infrastructură de apă și canalizare. Și este vorba de 100 de lei pentru anul 2018. 100 sau 1000.
100 de lei. E și 1 milion, iar. Da. Dacă vă doriți cineva să ia cuvântul, primarul materialul prezentat. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâri în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă s-ar ține cineva? Mulțumim. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, punctul 3. Proiect de hotărâri privind întocmirea documentației cadastrale pentru drumurile comunale, locale și vecinale, inclusiv atelierul ce va face obiectul amplasării stației de epurare pentru rețeaua de canalizare în comuna Ardoian, județul Bacău. Aviz Comisiile Reunite. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specializate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil. Da, mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Gerasimescu Rumința pentru a prezenta raportul de specialitate. Vă rog. Raport de specialitate primind aprobarea Consiliului Local, a ustorilor de măsurătorilor cadastrale în vederea încadrărilor drumurilor, unțelor și a terenurilor domeniului public și privat din tabelate ale comunei. Subsemnata Gerasimescu Rumința, consilier în cadrul aparatului de specialitate a primarului din comuna Ardeal, județul Bacău, consultând site-ul Consiliului Județean Bacău în noiembrie 2017, am identificat un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică cu privire la actualizarea masterplanului privind alimentare cu apă și apă uzată în județul Bacău, iar la capitolul 10 regăsim programul de investiții privind infrastructura prioritară în cadrul anexei 1 la PNCJ Bacău la capitolul 10 cu 4.2.10. Se regăsește aglomerarea Ardeoani cu satele Ardeoani și Leontinești, încărcarea totală fiind de 2275 de locuitori. De asemenea, în anexa 7, 3 cu 1, plan de investiții pe termen lung, poziția 7, la numărul 10, ne regăsim și noi cu Ate Ardeoani, costul total fiind de 3.728.861 euro, pentru construirea 18,8 km rețea de canalizare, stație de pompare și stație de epurare, sursa de finanțare fiind trecută la altele, iar perioada de execuție fiind 2014-2020. Având în vedere temeiul legal în ceea ce privește conformarea cu prevederile Directivei Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și a Directivei Consiliului 91/217/CE privind epurarea apelor uzate, față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local a măsurătorilor cadastrale în vederea intabulării tuturor drumurilor, ulițelor și a terenurilor domeniului public și privat, neintabulate ale comunei. Da? Mulțumesc, doamne, iară să ne spuneți, dacă dorești cineva să ia cuvântul. Dacă nu, o să iau eu. Înainte de a lua dumneavoastră, dacă îmi permiteți, aici este vorba, ce vă explicam la punctul 1. Deci, se leagă foarte bine. Deoarece, anul trecut a venit cineva de la Consiliul Județean și ne-a consultat ca să poată să modifice anexa 1. Da? Iar ei, ca să poată să facă toate modificările astea, deci acest proiect de hotărâre, deci a fost supus spre dezbatere publică la Consiliul Județean. Noi de acolo am observat că ne regăsim și noi, ca aglomerare Ardeoan, cu 2.275 de locuitori, pentru efectuarea obiectivului de investiții de canalizare. Ei, acolo am găsit și suprafața, adică distanța, lungimea pe care trebuie efectuată această rețea de canalizare. Și din cauza asta, noi, acum, am zis să adoptăm un Consiliu Local ca să intabulăm toate drumurile și ulițele vicinale pentru ca să poată demara proiectarea, inclusiv a terenului în care va fi amplasată stația de depurare. Da. Din cauza asta, noi am zis că trebuie, avem ceva intabulat, dar nu tot. Și din cauza asta, să se intabuleze toate drumurile, ca în momentul în care vine și ne cere avize, noi deja să punem la dispoziție toate cărțile cruciale, ce îi privește traseul pe care trebuie să urmeze lucrarea de investiții. Da, în concluzie, să fim cu un pas înainte. Da. Oricum, intabularea este foarte bună, să avem tot domeniul public intabulat, dar măcar drumurile.
Da, mă ascult la materialul prezentat. Într-adevăr, este că documentația care va fi și în tabloarea făcută s-ar putea să ne ajute și la alte lucrări. Cine știe ce lucrări o să mai fi pe raza comună legat din drumul, din alte șanțuri de asfalt și alte investiții pe raza comună. Doamna Gherasimescu, când o să fie măsurătoare sau o să ținem cont, noi avem deja o canalizare, avem un pic o stație, mă rog, făcută de pe timpul așa, aici. Dar canalizarea care este, o să ținem cont sau o să facem altă canalizare? Eu știu, nu. Totuși este o canalizare care, având în vedere canalizarea, mă gândesc că a fi o prioritate și puțin, poate să fie o cheltuială mai puțină. Că totuși canalizarea care este de la propriu până... Până dincolo. Nu corespunde, nu. Ce o să fie vorba de altă. Mă rog, nu o să fac, nu o problemă, dar tu. Faci tot noștri lăsăm la... Poțin? Dar ați probleme cu canalizarea asta? Canalizarea este doar la blocul acolo, dar canalizarea dacă e curățată și asta, deci nu e o problemă. Canalizarea funcționează. E funcțională de la bloc. Până la stație, funcțională. Sunt doar la blocurile alea care au fost făcut, deci blocul de la poștă care a făcut canalizarea după cât zic eu, deci e făcut puțin în pantă, deci nu i-a dat curbura cum o trebuie, că asta e, râde domn primar, așa este. Nu, ne-am luptat că am putut să o întreținem, până la urmă îi facem alta, asta nu a funcționat. La blocuri dincolo și acolo e ceva problem, dar rest nu, canalizarea este, deci e practicabil. Dacă s-o întreținut. Deci nu infundată, nu-i surpată, nu-i căzut și eu nu-i spartă canalizată. Vom vedea ce-s cu specialiști, domnul. Da, bineînțeles, nu-i nicio problemă. Deci, dacă o avem, dacă este bine să o folosim, dacă nu, poate să fac alta. Cu atât mai bine, e mai nou și ne bucură. Da. Atât am avut. Domnul Rusu? Da. Dacă mai dorește cineva să ia cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâri în forma prezentației executivă. Cine este pentru? Dacă cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Fiind depozitate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței. Vă mulțumim!